Mic, cea de studii economice și gestiunea afacerilor, facultatea de business, dar facultăți cu aspecte practice și cu cercetări fundamentale, pentru că noi sperăm să ducem mai departe și cercetarea fundamentală, nu la cea aplicativă, fizică, chimie, facultatea de matematică și informatică, datorită și renumelui pe care îl are specializarea aceasta în informatică și IT la noi, dar și facultatea de litere, prin problemele pe care le ridică acum comunicarea în diferite limbi străine și noi avem expertiză din acest punct de vedere. Dar eu aș vrea ca de plină și facultatea de biologie să-și extindă colaborarea. Acum sunt domenii interdisciplinare, poate psihologia clinică din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației și eu mă bucur că am găsit la conducerea companiei, conducerea actuală, o deschidere mai mare, iar protocolul cred că are marele merit acesta, noul protocol, de a crea un cadru pentru mult mai larg decât înainte. În cadrul Unibocul și Universitatea să reușească să ofere ceea ce dorește compania și compania să-și deschidă bunăvoința și, firește, și sacul cu bani ca să ofere universității și materiale multe, aparatură deosebită în domeniul informatic, de care e nevoie peste tot și în așa fel încât ambele entități să fie, să profite și să profite societatea, să profite Clujul, care se pregătește cu evenimente importante. Știți că la anul n-am pomenit aici, dar mă bucur că pot în fața noastră, Clujul va fi capitala europeană a tineretului, cum avea între cei tineri care vor veni, 80% vor fi studenți. Și sper că acești studenți să vadă realizări, să fie îndemnați să studieze aici și dacă noi le vom spune că noi cooperăm cu Emerson, cu Porsche, cu instanțe, instituții, cu bănci importante, vor înțelege că mediul este foarte potrivit.